Încă de săptămâna trecută, între Laura și Cristian a apărut o răceală. Eu trebuie să mă gândesc dacă pot să accept un bărbat care e mai rece lângă mine. Doar că n-am putut să-i zic lucrurile astea și vreau să vorbesc cu el, știi? Și cum am zis și acolo, dacă e să fie bine, dacă nu, nu. Cum e Laura? Simțeai să-i spui lucrurile astea? Da. Doar că nu s-au deschis ușile și nu am reușit să discutăm. Păi uite, poți să-i spui acum ce simți să-i spui. Te rog, te ascult cu cea mai mare plăcere. M-a deranjat că ai trecut pe lângă mine și că nici măcar nu te-ai uitat. Mi-ar fi plăcut să vii la mine și să-mi spui, uite, am nevoie de puțin spațiu, vin eu la tine sau vorbim mai târziu. Ok. Asta a fost o dată, adică treaba aia se poate repeta foarte rar, nu este o obișnuință. Nu văd neapărat ca fiind o greșeală din partea mea că am trecut... Dar nu am zis că ai greșit. Adică reacționăm fiecare în felul nostru. E răceala ta, care pe ea clar o macină, pentru că ea își dorește mai multă atenție, a și spus. Ai văzut, ți-a spus-o și ție, i-a spus-o și Deliei. Și vreau să spun că nici în copilăria mea nu am avut parte de prea multă iubire. Și îmi doresc ca bărbatul de lângă mine să-mi ofere asta. Înțeleg foarte bine, Laura, ai perfect dreptate, dar ceea ce primesc, asta și ofer. Din asta rezultă că trebuie mai mult din partea amândurora ca să fie bine. Pentru mine e prima dată când sunt într-o relație și sunt atât de implicată și mereu bărbatul de lângă mine a fost cel care a fost mai afectuos. Adică și-ar dori și ea, fără neapărat să se compare cu fetele din casă, să aibă parte de niște gesturi care să-i arate că îți pasă de ea. Dar care să vină de la tine, nu să ți le spun eu sau să simți tu. Da. Da. Vreau să te întreb ceva. Te rog. Tu ai fost vreodată îndrăgostit? Nu cred. Nu? Nu cred. La modul... Dar nu știu cum... N-ai fost. Nu știu cum arată. Eu am simțit asta. E complicat, e... Destul de complicat, iar Laura punea punctul pe I. Te-am simțit din prima. Nu cred că... Și vreau să avem o discuție, că știu... Nu știu de unde știu, dar... simt că tu ai avut... ți s-a oferit. Decât să dai mai mult când ai fost cu cineva. Băi, stai să zic. Ba da. Ascultă-mă. Tu, în relațiile tale, eu cred că tu ai primit foarte mult, înțelegi? Și tu credeai că nu trebuie să mai faci nimic. Îndrăgostel de-astea copilărești? Păi nu copilărești, să fii îndrăgostit încât să dai totul pentru femeia, știi? Să simți că dacă nu mai e ea, tu... Nu mai ești bine. Nu, păi știam că nu. Cristian încerca să afle ce înseamnă să fii îndrăgostit. Tu ai fost îndrăgostit, mă? Da, odată. Când? În prima relație și într-o dată un pic, dar nu atât de sus. În prima am fost foarte îndrăgostit. Adică a fost prima iubire, știi? Dar s-o consuma și urât. Ba nu, cred că am fost, frate. Tu ai fost, mă, îndrăgostit? Da, mă, am fost, știu cum e să fii îndrăgostit. Cum e? Păi multă pasiune. M-ați omorât. Laura a încercat totuși să afle dacă Cristian este cuprins de temeri. Da-ți teamă? Să oferi mai mult decât primești? Auzi, drăgostea asta are legătură cu atașarea sau cu toate treburile astea? Gen că simți să fii cu cineva? Nu are treabă. Da. Nu are, nu? Mă, cum se manifestă? Ia zi-mi. Cum s-a manifestat la tine? Să simți că vrei să dai totul pentru persoana. Ce înseamnă să dai totul? Tot. Ce înseamnă? Tot ce ai tu. Și dacă ai ultima felie de pâine, să o dai persoanei de lângă tine. Ce înseamnă? Eu te cunosc mai bine decât te cunoști. N-am fost, da? Și o să fiu, oare? Depinde de tine, de cum simți femeia de lângă tine. Dacă merită sau nu. Dacă simți că nu merită, nu. Tu știi ce vrei și dacă vrei pe cineva lângă tine în momentul de față. O relație îmi doresc. Înțelegi? Dar next step
Nu știu. La un moment dat o să știi. Poate nu acum, poate nu anul ăsta, știi? Ideea e că tu asta dorești. Da. Acum. Se bat un pic cap în cap. Ce vrei tu, cu ce vreau eu. Pentru că tu nu ești pregătit. Tu vrei să te realizezi pe tine, am înțeles asta? Și apoi vei vedea ce o să faci, nu? Și nu e normal? Simți să am o relație. În același timp, dacă nu se poate realiza ea, da? Cazul nostru. Sunt super ok și singur, dacă mi se poate realiza, repet, super ok și singur, dar nu mă văd la modul ăla cu familie, cu copilaj, nu mă văd la modul ăla, nu mă văd și nici nu-mi doresc acum. Da, dar adică, ce înțelegi tu e că chiar dacă te căsătorești, da? Da. Trebuie să ai copil acum sau cum vezi tu? Eu nu înțeleg cum vezi tu. Nu, dar știu și cred că astea sunt dorințele tale în viitorul apropiat. Da. Ce înseamnă viitorul apropiat? Am 27 de ani când mă căsătoresc la 30 de ani. Neapărat aici, nu? Aici. Dacă am venit aici, există posibilitatea asta, da. Dacă nu, nu. Dar tu, dacă e să fie, să fim. O luăm așa. Și nu vrei, automat ce nu vreau. Adică n-ai un plan. Nu. Pentru că auzind-o pe mama ta, mi s-a părut că e ceva... Știe că îmi doresc foarte mult. Și acum sau în cel mai apropiat timp? Știe că îmi doresc și că majoritatea timpului, mă rog, vieții până acum am fost singură. Știe că asta îmi doresc, să am pe cineva aproape, știi? Vom vedea. Dar faptul că n-am fost eu îndrăgostit sau am fost eu îndrăgostit sau am fost atașat acolo, astea puțin contează. N-au așa mare importanță. N-au așa mare importanță. Ba da, și o să zic de ce. De ce? O să zic de ce. Păi de ce? Pentru că tu de asta nu poți să fii mai sensibil. Nu știi cum să gestionezi situația în unele momente. Ce să zic, asta e. Băi, o merge, nu merge. Aia, dacă e așa, nu faci nimic. Trebuie să înțelegi că amândoi trebuie să lucrăm la asta, dacă vrei ceva, dacă nu. Iar în fața fetelor, Laura mai remarca unele lucruri despre Cristian. Dar voi ați văzut că, virgulă, Cristian n-a putut să scrie te iubesc și nici n-a putut să zică te iubesc mamei lui? Am văzut că a fost singurul care nu a zis te iubesc. Și de ce? Ziceam, de ce? Pentru că nu poate. Cum nu poate? Nu poate. Nu poate. Exact, și ziceam... Exact asta zic și eu când ți-am zis că eu la fel ca ai tuturor. Am văzut că nu i-ai scris te iubesc, că nu poți să zici. Zice, taci din ură. Sau așa a fost obișnuit să fie mereu cocoloșit, iubit și să nu dea prea mult înapoi. Da, mă bucur că ai făcut remarca aceea, pentru că și eu am constatat la scrisoare, dar nu era cazul să intrăm în detalii de genul ăsta. Dar, într-adevăr, vine din cum simți să o spui, dacă simți să o spui. Clar, Chris. Asta nu înseamnă că nu o iubești pe mama, doar că noi oricum suntem din noi, nu tu, dar noi, poate și mama, că suntem oarecum de vârste, cred, apropiate. Noi suntem dintr-o generație în care părinții nu ne spuneau te iubesc. Asta nu înseamnă că nu o făceau. Dar uite, eu am învățat să spun și am transmis chestia asta și copiilor. Poate o să înveți și tu, odată ce o să fii îndrăgostit. Da, nu... N-am spus. Chiar am vrut să scriu pe acea foaie, dar... N-ai putut, că nu era. M-am oprit când... Da, asta simt, clar, asta simt. Mm-hmm. Adică... Na, trăiesc pentru ei, trăiesc pentru mine. Este clar, dar nu am spus. Cred că nimănui. Nici. Niciodată. Nu cred. Nu, ăsta e adevărul, de ce să... Nu cred. Nu cred. Am fost atașat, am simțit să ofer, am simțit să mi se ofere, am simțit să mă implic așa puțin cât pot eu. Dar n-am reușit mai mult. N-am reușit. Știi care e treaba? Nu, cred că
n-ai găsit persoana față de care, pentru că în momentul în care o să fii îndrăgostit, n-ai cum să nu simți, pentru că e ceva ce nu se compară cu nimic pe lumea asta. Cu siguranță, da, cu siguranță încă. Poate n-am găsit. Ce vreți să spuneți, doamna Daniela, că vă simt că... Dacă îmi permiteți, doamna psiholog le-a explicat și eram noi trei în platou la Capricii, că sunt tipologii diferite. Laura manifestă un tip de atașament anxios, e dominată de frici, iar el de tip distant. Are nevoie de un spațiu mult mai mare. Și acum asta este cum reușesc ei această... contopire. Exact, da. Dar asta se construiește în timp. Da, acum, doamna Daniela, pentru că știu că ați făcut o referire vineri la relația Laurei cu mama și că cumva felul ei de a iubi are legătură cu părinții noștri, în general cu mama, v-aș invita să analizați și invers relația lui Cristian cu legătura cu dumneavoastră și felul în care el l-a primit și cum a primit. Că s-ar putea ca și aici tot la dumneavoastră să fie cheia. Înainte și mie mi-era greu să-i spun tatălui meu te iubesc, mai ales mamei mele, dar de câțiva ani chiar pot să fac asta și simt că trebuie să fac asta. Dar de ce? Ce anume s-a întâmplat? Nu știu, aveam un blocaj. Nu, dar ce te-a făcut să poți să verbalizezi? Am simțit că au și ei nevoie de cuvinte, de afecțiune. Mm-hmm. Acum depinde că, la modul declarativ, niciodată n-am simțit nevoia Cristian să-mi spună, pentru că întotdeauna l-am simțit. Deci, acum depinde, știți cum e, pe ce palier ne întâlnim. Da, nimeni sufletește. Nu contestă treaba asta. Da. Doar că, mă rog, nu sunt psiholog. Da. Un psiholog ar putea să înțeleagă mai bine dinamica asta. Mamă-fiu, mamă-fică. Și dar se spune în general că la mama e cheia, adică copilul ia foarte multe de la mama. Și felul în care relaționează cu oamenii de la tata e felul în care vede lumea. Dar mama e întotdeauna cheia. Aici să știți că deopotrivă și eu și soțul schimbăm rolurile. Suntem când mamă, când tată. Și la modul acesta seamănă cu soțul, să știți. E mai rece soțul? Da, deci soțul nu este declarativ. Uh-huh. Da, sper că e demonstrativ. Adică aici, da, da, aici asta, ar trebui, asta, aici ar trebui Cristian să lucreze un pic, da, cu el. Să vadă și ce așteptări are altul. Adică cel din cuplu, știi? Să te pui un pic în pielea ei și să vezi, mă, dar de ce simte ea? Ok, sunt eu așa, de ce nu simt eu să merg spre ea? Pentru că voi ați spus foarte corect problema. Pentru prima dată, cred că a fost o discuție onestă între voi. Mă, ce-ți dorești tu? Tu-ți dorești familie, tu-ți dorești să te măriți. Da, ceasul tău interior asta spune. Foarte ceasul tău interior nu spune asta. Corect și asta. Corect și asta. Vedem. Da. Trebuie discutate lucrurile astea. Se duc mai multe lupte pe mai multe planuri interioare, pe exterioare. Poate să fie emisiunea asta, că, na, acum, nu toți o să ieșiți de aici căsătoriți. O, mulți o să ieșiți. Știu asta, simt asta. Și că, na, asta e dinamica și că intri așa ca într-o... Dar mulți nu o să ieșiți și atunci trebuie să... Dacă participarea la această emisiune vă trimite într-un proces așa de autocunoaștere și ăsta este un foarte mare, da, câștig. Da? Da. Bine. Hai să...